școală, ăia hoți, ăștia hoți, mama Rolator. Bună seara, stimați telespectatori! La mulți ani tuturor ionilor, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care sărbătorim Sfântul Ion. Este ultima sărbătoare de iarnă și după aceea, încet, încet, trebuie să ne întoarcem la muncă. Am tot avut sărbători, într-adevăr, cele mai frumoase sărbători, cele de iarnă, dar sunt pe terminate și iată că Sfântul Ion se pare că încheie acest șirag de sărbători minunate pe care le-am avut în această perioadă. Și cum puteam să facem emisiunea de astăzi decât cu un Ion în platou? Domnul Ion Vlad, bună seara, bine ați venit la noi în platou. Bine v-am găsit. Și sper că o să-l reușim să lămurim telespectatorii asupra unor lucruri foarte importante. Vom vorbi cu domnul Vlad despre energia verde și despre felul în care putem economisi și noi ca cetățeni, dar și administrațiile publice, și nu numai să economisim, dar să ne folosim de o energie mai puțin poluantă, pentru că energia verde este o energie nepoluantă. Integral. Stimați telespectatori, vom vorbi ca de obicei despre principalele titluri pe care dumneavoastră cu siguranță le-ați citit, le-ați urmărit deja. Noi le mai cărcotim puțin ca de obicei cu invitatul nostru și apoi o să trecem și la subiect. Bineînțeles că în partea a doua așteptăm și telefoanele dumneavoastră cu întrebări legate de tema discuției sau urări. Dacă aveți, iată, la această emisiune aveți posibilitatea să faceți și urări în direct celor pe care iubiți, pe cei apropiați care poartă numele de Ion, Ioana sau derivate din aceste nume. Așadar, în partea a doua așteptăm și telefoanele dumneavoastră, puteți face și aceste urări, dar și să puneți întrebări despre subiectul interesant, repet, energie verde, despre care vom vorbi. Interesant, în primul rând, pentru noi că mai economisim niște bănuți, ceea ce este foarte important, și nu în ultimul rând, pentru copiii noștri, copiii copiilor noștri, faptul că, iată, energia se poate produce și fără a polua. Facem așadar trecerea în revista titlurilor. Gazeta de Nord-Vest, iată, biserici arhipline de bobotează. A fost multă lume de bobotează, au mers mulți să ia și acea apă sfințită. Ați văzut că în unele localități din țară s-a lăsat și cu probleme, oameni leșinați sau care s-au simțit rău la aceste cozi. Pe mine, într-un fel, mă întristează faptul că la multe sărbătoriri din acestea religioase, cum e și la moaște, de exemplu, se lasă cu înghesuială, cu huiduiel, care e total anti-spiritului religios. Nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți și dumneavoastră, domnule. Păcat că degenerează o tradiție atât de frumoasă și spândă. Da, merg unii, se înghesuie pe acolo, se împing, mă rog. Dar important e că în satul mare n-am înțeles, o doamnă am înțeles că a avut probleme, mă rog, dar nu din cauza neapărat a înghesuielii, ci probabil a statului în picioare, a leșinat tot stând la coadă la, mă rog, apă sfințită. Și în perioada sărbătorilor de iarnă, iată, așa cum spuneam, nu dorim și nu doream să avem asemenea știri, dar totuși au avut loc accidente rutiere, un mort și 6 răniți în 8 accidente rutiere, parcă mai puține ca în alți ani, și asta ne bucură. Mai puține și numărul, mai mic și numărul accidentelor, dar mai puține și victimele care au fost. Nu știu, acum în perioada asta mai bea omul un păhărel, mai nu sunt atenți, de aceea tot timpul avertizam telespectatorii să aibă grijă la volan în această perioadă. Unii sunt grăbiți, alții sunt neatenți, alții, vorba aceea, au mai ciugurit. Unii uită de măsură, asta da. E problema. Da. Sunteți șofer, domnule? Da, șofer. Și ce părere aveți despre circulația, despre șoferii din satul mare? Momentan nu conduc, dar este pur și simplu supraaglomerată circulația. Ar trebui găsit niște soluții de fluidizare cât mai eficiente. Da, ca să putem, mă rog, ajunge mai repede. Sau chiar de parcări, de exemplu, între blocuri s-ar putea face parcări supraetajate, unde este spațiu. Da. Și mii de sătmăreni sărbătoresc astăzi Crăciunul, deci sunt familii unde vine moșul astăzi. Ne referim la cei care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. După cum știți, avem și noi o comunitate destul de însemnată de ucrainieni în județ și ei sărbătoresc acum Crăciunul, vine moșul la ei.
e bine pentru copiii din aceste familii, că vine moșul, presupun, de două ori, că nu pot să-l neglijez de nici pe moșul din 24 decembrie, dar mai fac. O să vedeți la știrile Nord-Vest TV, o să vedeți imagini cu sărbătorirea Crăciunului de rit vechi. În informația zilei, iată, Adrian Năstase intră din nou în pușcărie, condamnat la 4 ani. S-a discutat foarte mult în presa națională pe această temă. Ce părere aveți despre această nouă condamnare a lui Adrian Năstase? Faptele sunt indubitabile, dar interpretarea lor mie mi se pare că lasă loc la multe discuții și mai este un aspect. Nu rețin ca vreo altă țară să-și fi introdus în pușcărie primul ministru. Da, a fost și mulți vorbesc de o răzbunare politică a președintelui. Până la urmă o să vedem. Se va lumina până la urmă și această chestiune. Se va afla care e de fapt miza și care sunt de fapt răzbunările sau nu. Da, dar dacă probele nu rămân în picioare la o reexaminare la CEDO, românii, fiecare dintre noi, vom avea de suferit, pentru că există riscul ca Năstase să ne dea în judecată. Cum? De altfel s-au mai întâmplat mai multe cazuri. Stimați spectatori, nu știu dacă știți, în multe cazuri, după ce s-a apelat la CEDO, unii care au fost condamnați aici au câștigat la CEDO, dar tot noi românii am plătit despăgubirile, pentru că noi le plătim. De aceea, nastica acea, nu știu, ar trebui și judecătorii să aibă o metodă de a plăti dacă greșesc. Până la urmă, ar trebui să-și asume responsabilitatea eventualelor greșeli. Trebuie văzut dacă s-au făcut sau nu presiuni și din partea cui. Da, corect. O să se lumineze probabil și acest subiect. Corneliu, cei care revenit la conducerea DSV, dar acum pe ultimele știri, pe ultimele surse, știm, aflăm că iar a revenit, dar de fapt iar a fost detașat la București. Deci a revenit, dar n-a revenit. Mă rog, sunt niște informații pe surse, o să vă ținem la curent, bineînțeles, cu ele și ce s-a întâmplat. E vorba de aceste schimbări, domnul Vlad, schimbări politice, care bineînțeles fiecare partid vine cu directorii partidului, după aceea când se schimbă regimul se schimbă, unii se lasă schimbați, alții nu se lasă, alții mai trag de scaune, alții mai dau în judecată, alții... Târguia la tip balcanică. Da, să predomine profesionalismul. Da, ar trebui în primul rând să fie profesionist și să conteze mai puțin partidul care îi sprijină sau din care chiar fac parte până la urmă. Când vom avea tehnocrați pe posturi stabile, atunci lucrurile vor merge altfel, zic eu. Da, după cum ați aflat, mă rog, tot din presa națională, Angela Merkel s-a accidentat la schi. Nu știu dacă a fost acum o glumă proastă, dacă a fost un spirit de solidaritate cu Schumacher. Această accidentare, iată, din păcate, schiul face victime, deci mare, mare grijă, pentru că e frumos să mergem, să ne distrăm în vacanțe, la schi, e destul de trist să mergem într-o vacanță și să vii... mă rog, lovit. Pârtile au anumite grade de dificultate. Cel care nu este stăpân pe propriile mijloace, atunci e bine să recurgă la să schieze numai pe o pârtie de un grad de dificultate mai redus. Da, 2 milioane de români sunt sărbătoriți de Sfântul Ioan și câteva zeci de mii de sătmăreni cred că sunt Sfântul Ioan. Nu avem o statistică clar, dar un Ioan avem aici. Și primarul municipiului Dorel Coica vrea să adreseze, o să luăm legătura și cu primarul municipiului, care dorește să adreseze un mesaj celor care se numesc Ion. Avem Ion mulți, Ion și Gheorghe, nu? Sunt nume specific românești până la urmă. Predomină. Și cum e la maghiar, Ianoș, care e echivalentul? Asta e Ianoș. Da, noi le dorim încă o dată la mulți ani și vom dedica această emisiune. Vă reamintesc că în partea a doua, cei care aveți de transmis urări ionilor în direct, aveți ocazia să o faceți la ora adevărului, să-i felicităm pe toți și să vedem unde sărbătoresc, care pe unde sărbătoresc. Repet, se cam încheie sărbătorile de iarnă cu această sărbătoare, așa că acum e momentul să recuperăm dacă n-am reușit să ne distrăm până acum și să ne mai chefuim. Cum a trecut Revelionul și Crăciunul, domnule?
În liniște și pace. În liniște... Așa e firesc. Da, în liniște și pace. Editorialul din Informația Zilei semnat Dumitru Păcuraru, ședințe pentru liniște și pace. pentru că a spus de liniște și pace, așa spune și Dumitru Păcuraru, că a fost ședințe pentru liniște și pace. Acum nu știu câtă liniște și pace, încep vânzolelile prin partide. Nu uitați, este un an important electoral, chiar dacă alegerile europarlamentare, spunem noi așa, că nu au miză. Miza este totuși, sau mă rog, lucru interesant este că se pare, adică aproape sigur PSD și PNL merg separat pe aceste liste de europarlamentare. Asta poate să creeze disensiuni și chiar probleme, da? O să vedem cum e. Și alte titluri interesante în Informația Zilei. Cam acestea au fost principalele titluri. Bineînțeles, peste tot, principala temă este Sfântul Ion. Îl avem la telefon pe primarul municipiului, Dorel Coica, care a ținut să adreseze un cuvânt pentru toți care servează astăzi onomastica. Bună seara! Bună seara, Victor! Bună seara invitatului tău și bună seara, dragii mei sătmăreni! Am ținut în mod special să intru și să transmit tuturor celor care poartă sfântul nume de Ion, și aici mă refer la grii PSD-ului, Ion Viman, Ion Țou, Ion Bidreanu, Ion Pop, Ion Gozar, foarte mulți, dar nu numai lor, tuturor sătmărenilor, tuturor doamnelor, domnișoarelor care poartă nume de Ioana, Ionela, Ionica, inclusiv fiicei, prietenul meu cel mai bun, doctorul Roca. Multă sănătate, un an plin de realizări, fericire și tot ce îmi doresc mie să fie și pentru ei. Da, și Ioana Bran mai aveți acolo, aveți și Ioane, da. Corect, da, Ion, Ionici, Ionele. În fine, vreau să transmit cu ocazia Crăciunului pe vechiul rit tuturor colegilor, prietenilor mei, tuturor ucrainienilor care trăiesc într-o armonie deosebită cu noi, așa, un Crăciun fericit, sănătate multă și la mulți ani, mulți ani, și fericit să fie, și să, la fel, condiții de bune și de civilizate și o relație foarte bună să avem în continuare cu ei, pentru că sunt niște oameni deosebiți. Da, avem o comunitate destul de însemnată în județ și municipiu. Așa este și sunt oameni deosebiți, colaborez foarte bine, e o și un consilier care ține legătura permanent cu primarul și se ocupă de problemele lor, dar sunt niște oameni deosebiți, foarte modești, fără pretenții foarte mari și cu foarte, foarte mult bun simț. Știu că ai fost invitat în anii trecuți și la Revelionul pe care îl sărbătoreau ucrainienii. Sunt invitat la Revelionul pe care îl vor avea la sfârșit de săptămână și cu mare plăcere voi merge. Am fost și anul trecut și sper să merg mulți ani de aici înainte, pentru că mă simt extrem de bine în mijlocul lor. Sunt oameni foarte politicoși și foarte, foarte, foarte buni prieteni adevărați. Cu toate că, vedeți, suntem de origine diferită, uite, trăim ca și frații aici. Deci, la mulți ani tuturor Ionilor, da? La mulți ani, absolut. Da, inclusiv lui Ioan Ovidiu Silaghi, da? Pentru că este tot Ion. Inclusiv domnului deputat europarlamentar Ion Ovidiu Silaghi, multă sănătate. Așa ne dorim, așa, liniște și pace, vorba lui Dumitru Păcuraru, liniște și pace. Vreau să... Europarlamentar, pentru că dânsul se pricepe și stă bine acolo. Da, vreau să le spun telespectatorilor că mâine... Iată-mă, Vito, să nu uit pe Ioan Precup, care este șeful poliției locale, și mulți alți colegi care se numesc Ionaș, vreau să-i nominalizez, pentru că efectiv nu... Sunt mulți și riși să uiți pe cineva. Da, să uit, așa este. Da. Oricum, mâine, le spun telespectatorilor că mâine vei fi de la ora 18 aici în studio, alături de noi. Da. Așa este, voi fi în studio și o să discutăm probleme de administrație, mai puțină politică, mai mult administrație, pentru că anul 2014 e unul foarte important. Asta este important, administrația. Pe de altă parte, acum cu Ioan Vlad o să vorbim și de energia verde. Știu că te preocupă și pe tine acest subiect cu economia de energie și cu, mă rog, cu energie cât mai ieftină și cât mai ecologică.
Așa este și m-aș bucura că în următoarele zile să avem și o discuție cu specialiștii mei din primărie. Eu îl cunosc pe dânsul, este un om preocupat de această problemă și știu că are și foarte multe soluții. Și orice soluție care vă duce la economie de energie este foarte binevenită și foarte bine primită. Mulțumim pentru intervenție, mâine te așteptăm în studio. Încă o dată la mulți ani tuturor prietenilor mei care se numesc Ion, tuturor cetățenilor și le doresc la fel de multă dragoste și simpatie și colegilor mei ucrainieni. Dar n-ai mers la niciun Ion? Nu te duci la niciun Ion? Nu, sunt încă în zonă, am niște întâlniri importante cu tot felul de discuții și politice și mai puțin politice, mai mult, ca să spun, administrative și de-abia aștept acasă să ajung în seara asta pentru că mă așteaptă soacra și soția cu o supă foarte bună. Ah, am înțeles. N-am mâncat de ieri după amiază, tot gândindu-mă la acea supă. Oricum, vă doresc toate cele bune și la mulți ani încă tuturor. Da, mulțumim. Mâine o să fie alături de noi în platou Dorel Coica, primarul municipiului Satu Mare, care a ținut să spună sătmărenilor lui dragi, mă rog, Ionilor de data aceasta, să ureze la mulți ani. Revenim la Ionul din platou, să zic așa, și la discuția pe care o să avem. Acum să explicăm puțin telespectatorilor, fără să filozofăm prea mult, dar totuși ce înseamnă energia verde și de ce este importantă energia verde. Pentru că ei au tot auzit, energie verde încoace, energie verde încolo, e mai bine cu energie verde, e mai ieftin cu energie verde. Dar hai să explicăm puțin. Energia verde înseamnă surse care nu poluează și deloc dintre cele tradiționale. Ce înseamnă la nivelul județului Satu Mare, care sunt accesibile? Energia eoliană din sursa vânt este posibilă de realizat, dar numai pe culmile înalte ale unor dealuri din zona Oaș. În rest, viteza vântului în celelalte zone ale județului este redusă. Deci nu prea avem, să zic... Și ca atare, potențialul energetic al vântului este slab în județul nostru. Potențial energetic în domeniul eolian există în Dobrogea. Da, acolo se și fac majoritatea. Și în Moldova. Sau pe culmele înalte ale unor munți din Carpați. Altă sursă din domeniul energiei verde este cea solară. Aceasta a luat avânt și sunt o serie întreagă de parcuri care se realizează în județul Satu Mare, cu o precizare că acestea se vor limita în perspectivă din două motive. Unu, se reduc numărul de certificate verzi începând de la 1 ianuarie 2014, vor fi numai 3, pe când în anterior erau 6. Iar din cele 3, unul se depune în coș la ANR și se decontează numai din anul 2017 încolo. În plus, nu se pot scoate din circuitul agricol terenuri pentru a fi dedicate energiei verzi, indiferent de sursa de bază, decât dacă se pun la dispoziție alte terenuri compensatorii. Legea pajiștilor prevede în acest sens să fie terenuri nefolositoare care acum au acest regim funciar să fie aduse la stadiul de pajiște și abia apoi se dă aprobare pentru un alt teren care să fie folosit pentru energia solară. Am înțeles. Aici vreau să fac o paranteză. Este adevărat că avem unul dintre cele mai mari parcuri de energie solară aici, lângă Livada, undeva din Europa. Da, cel este în jur de 40 de megawatts, ceea ce este foarte mult, pentru că în felul acesta însăși capacitatea de absorție a rețelei din zonă e deja limitată. Nu vom mai putea în apropiere crea alte surse de energie regenerabilă, tocmai pentru că linia respectivă e deja ocupată, cum s-ar spune. Da. Și energia verde hidroelectrică, aceasta este foarte interesantă, au fost tot felul de discuții. S-ar putea vreodată face pe Someș o microhidrocentrală, o sursă de... Energia hidroelectrică în sistemul tradițional presupune o diferență de nivel destul de mare pentru ca apa să aibă forță energetică, să învârte o turbină și să producă energie electrică, în cazul în care avem un debit mai mic. Dacă debitul este mare
și nu avem diferență de nivel, cum e cazul pe Someș, atunci sunt alte tipuri de turbine care se pot monta și să obținem energie electrică, chiar dacă acea energie nu va fi practic la aceeași putere ca și în cazul în care avem diferență de nivel. A fost pe vremuri, a fost pe Someș, existau centrale electrică care folosesc. Am existat una, dar destul de rudimentară. Ori astăzi sunt turbine perfecționate și mai ales amplificatoare energetice care se adaugă lângă o turbină pentru ca să fie mai eficient acel sistem. Însă al treilea mod de a folosi energia apei este mult mai interesant, care este folosit cu succes în multe țări dezvoltate industrial, care au nevoie de compensare, în sensul că sunt mari unități energetice care nu pot fi oprite în intervalul orar de la 16 până dimineața la orele 8. Cum e cazul la noi, de la Cernavodă nu se poate opri un reactor în perioada nopții, da? Da. Pe timpul nopții. Și atunci, al treilea sistem de a valorifica energia de esență hidro este prin pompaj. Ce înseamnă aceasta? Că pe perioada nopții avem nevoie de consumatori pentru ca să compenseze producția de la Cernavodă, de exemplu. Care noaptea nu au unde să folosească. Nu au unde să folosească, întrucât industria nu mai lucrează între schimburi. Și nici consumatorii casnici, nici dacă e până. Bine, ei contează prea puțin, dar nici foarte ei nu. Foarte puțin. Și atunci acest sistem de hidro prin pompaj vine tocmai ca o compensație pentru că este consumator noaptea și producător în timpul zilei, între orele 8 și 16, se turbinează apa și noaptea se pompează. În acest sens, de ce e nevoie? Întâi de toate de un deal cât mai înalt pe care să se găsească un platou unde să se facă un lac de acumulare. Iar la baza dealului, un al doilea lac de acumulare. Pe timpul zilei, apa din lacul de acumulare de deasupra, din Amonte, de pe vârful dealului, este deversată în lacul de jos, de la poalele dealului, și produce energie. Noaptea, invers, din lacul de jos, de la poalele dealului, este urcată apa în lacul de sus și atunci se consumă energie. Pentru că toată lumea știe, sau majoritatea știu, că acest tip de energie nu este stocabilă. Da. Nu avem cum să o producem noaptea și să o ținem undeva și să o dăm atunci ziua. Atunci sistemul ăsta tocmai noaptea consumă energie, când practic electrica n-are ce să facă cu ea. Diferența de preț dintre energia livrată în sistemul național ziua în intervalul 8-16 și consumată noaptea este foarte mare. De exemplu, la prețul de a doua zi poate ajunge la 57-58 de euro pe megawatt, iar energia consumată noaptea 7-8 până la maximum 10 megawatt. Deci rămâne o diferență de preț de în jur de 40-45 de euro pe megawatt, după ce scădem și cheltuielile cu mentenanța, așa, ceea ce înseamnă rentabilitate pentru un astfel de sistem. Se are în vedere un asemenea sistem? În România s-a proiectat un astfel de sistem în zona Clujului pentru 1000 de megawatți. E primul proiect mai consistent din România. În alte țări, cum e Japonia sau Germania, sunt realizate de sute de megawatți astfel de sisteme. Americanii au mers până acolo încât cel într-o zonă deșertică, unde aveau nevoie de un astfel de sistem, neavând dealul la dispoziție, au mers sub pământ la cota minus 250 de metri și au făcut un bazin. Deci au făcut în așa fel, da, diferența de nivel în jos, da? În jos. Deci și-au putut permite să scobească, cum s-ar spune, în măruntaiele pământului și să realizeze acel bazin. În România sunt deja o serie întreagă de inițiative în acest sens. Chiar firma mea are două comenzi, una în județul Bistrița-Năsăud și una în județul Caraș-Severin. Acolo avem diferențe de nivel, într-un caz de 752 de metri,
în celălalt caz 183 de metri. În județul Satu Mare am studiat reliefful, s-ar putea realiza în cel puțin 4 localități din zona Oaș. Acele localități ar deveni independente energetic și ar avea și câștig, tocmai din diferența de preț. Prețul de a doua zi la energia livrată în intervalul 8-16, cum spuneam, este mult mai mare decât prețul energiei pe care l-ar cumpăra noaptea când nu sunt consumatori. Deci există aceste șanse să devenim oarecum independenți energetic și la nivel mai mare. Deocamdată vreau să vă spun că avem Sătmăreni chiar pe strada Botizului, avem Sătmăreni care spun că deja sunt independenți energetici prin panouri solare. Deci au montat niște panouri solare care încarcă niște baterii, mă rog, și cheltuielile pentru întreținerea energetică a casei sunt practic la zero. Există acest dezavantaj, într-adevăr, că încă în România nu se poate introduce curent în sistemul energetic, apoi să poți să te decontezi dacă produci mai multă energie decât îți este necesară. Ar trebui să existe o legiferare a acestui mod de a se raporta unui producător și consumator casnic în același timp. Deci, dacă energia pe care eu produc, ce panourile montate pe casă îi mai multă decât are el nevoie, atunci electrica automat să-i o plătească. Da. Printr-un contor bidirecțional. Același contor să măsoare energia pe care o consumă și care cea pe care o dă. Da, deocamdată, dar nu e legiferat încă. Dar în țările europene, în cele mai multe, deja sistemul este legiferat și funcționează. Deci iată că funcționează deja, ar fi practic visul oricărei gospodării, să nu mai aibă facturi de curent, de încălzire de, și așa mai departe. Să își monteze acele panouri solare și să fie independent energetic. Ca să nu mai vorbim că am putea să mergem mai departe cu ideea de a folosi și energia din electromagnetică, sistemul Tesla. Se vorbește despre el, mai nou sunt unele aplicații adevărat timide, dar acestea pot fi puse cu rigoare la punct să fie funcționale. Bun, din punctul de vedere anului 2014, credeți că există șanse sau au Sătmărenii această deschidere? Că până la urmă și pentru a-ți implementa asemenea sistem energetic, în primul rând, este o investiție de început, dacă să-ți cumpere acele panouri solare, să ți le montezi și așa mai departe? Dar nu știu dacă nu sunt prea conservatori Sătmăreni, dacă au deschiderea, dacă cred în asta. Pe parcurs, unii vor avea această deschidere și dorință de a-și monta pe casă panouri fotovoltaice, dar eu cred că ar trebui să mergem mai departe pentru micii producători industriali care au acoperișuri suficiente ca suprafață și pe care s-ar putea monta destul de multe panouri fotovoltaice și ar putea deveni independențe economici, ca să nu mai vorbesc de situațiile în care au și sursă de biomasă și atunci ar combina energia solară cu energia obținută din biomasă, dacă au nevoie și de energie termică, de exemplu. Dumneavoastră vă ocupați sau știți și de proiecte care pot aduce bani pentru aceste surse alternative ecologice de energie. În perioada care anul trecut s-a sfârșit, Uniunea Europeană a alocat pentru energia verde sume importante. În continuare, în perioada 2014-2020, se vor aloca sume posibil chiar mai mari, având în vedere că per total a crescut suma care va reveni României din fondurile structurale la 21,8 miliarde de euro în întreaga perioadă. Din această sumă, încă nu știm, până când o să vedem repartizarea ei, cât o să revină pentru energia verde. Cu precizarea că în cazul unor proiecte de acest gen, contribuția proprie este de 30%, ceea ce înseamnă destul de mult, dar în schimb li se reduc celor în cauză
certificatele verzi proporțional cu sumele obținute nerambursabil, pentru că e firesc să li se reducă certificatele verzi. Nu pot să beneficieze și de fonduri nerambursabile și de certificate verzi. Trebuie să aleagă între cele două. Și atunci se face un calcul economic. Ce este mai rentabil? Sau cum îi convine respectivului client în acest moment? Mai degrabă să solicite o finanțare nerambursabilă sau să aștepte să facă din banii proprii mai că bănci... foarte mult erau cetățeni care reclamau și faptul că în factura lor de curent este trecut acel procentaj pe care se plătește tocmai pentru energia verde și spuneau că nu e normal ca fiecare cetățean să plătească că vrea să facă unul o investiție și să bage banii lor în o sursă. Soluția ar fi ca fiecare să-și pună pe casă panouri sau altă sursă de obținere a energiei verzi și atunci nu va resimți factura de la electrică în aceeași măsură. Tot ca sursă de finanțare am vrut să mai spun ceva. În perspectivă, prin contractele, prin protocolul încheiat între România și Norvegia, un total de 305 milioane de euro or să fie alocați României pe diverse domenii, printre care și energia verde. Permiteți-mi o glumă. De ce ne dau norvegienii atâția bani? Pentru că la ei ziua durează 6 luni de zile. Deci au timp suficient să muncească și pentru români. Da, 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 la 6 luni de zile ziua, da, dar și ce nopți au. Cum e acolo, dacă faci un chef de o noapte, sărbătorești Sfântul Ion o noapte, 6 luni. E bine, așa. Stimați spectatori, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni. Așteptăm și telefoanele dumneavoastră în partea a doua, atât pentru a dezbate sau a vă spune părerea în legătură cu această energie verde, care deocamdată, sigur, e la nivel de discuții, dar o să fie încet, încet, bineînțeles, implementată și la noi în țară, și la noi în județ, la noi în municipiu. Deci așteptăm telefoanele dumneavoastră pe această temă, dar și dacă aveți urări de făcut pentru Ion, pe care Ion, Ioane, le sărbătorim cu toții astăzi. Publicitate, revenim! La mulți ani, Ionilor! Sigur că da, această emisiune este dedicată oricum celor care poartă numele de Ioan, derivatele lui. Avem un Ioan și în studio și așteptăm din acest moment și telefoanele dumneavoastră. Am vorbit despre energia verde. Sper că am reușit să trezim interesul telespectatorilor noștri, pentru că e până la urmă, vrând nevrând, o energie care va străbate piața, pentru că, în primul rând, așa cum am spus, este și mai ieftină, dar nu în ultimul rând, este și nepoluantă. De poluare, până la urmă, trebuie să ne gândim la ea. Am tot considerat-o așa, poluare, bine, bla, 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 ce-i cu poluarea. Dar iată că țările civilizate și în curând, vrând nevrând și noi, va trebui să ținem cont de această poluare, iar cei care vom fi poluatori, indiferent în ce scopuri, vom plăti. Și vom plăti bani serioși. Se plătește la sursă. Se plătește și asta. Despre asta vorbim, stimați spectatori. Așteptăm și telefoanele dumneavoastră și pentru urări, dacă doriți urări pentru Ionii pe care aveți în familie. Noi le mai spunem la mulți ani și vreau să revin un pic la subiectul Evecom. Ce este Evecomul, de fapt? Care e... Mai întâi să decriptăm numele. Da. Energie verde în folosul comunităților. Am înțeles. Prescurtat Evecom. Deci energie verde în folosul comunităților. Deci este... vă ocupați de comunități mai mari, să zic așa. Deocamdată împințăm asociația. În această asociație intră pentru început, pe parcurs vor putea adera și alți doritori, persoane juridice, dar și fizice, o diversitate de instituții și întreprinderi mici. Avem 14 IMM-uri înscrise, o universitate, o primărie, deși am lansat invitația și în județul Satu Mare, curios, doar o primărie din județul Maramureș s-a înscris, două organizații non-profit și câteva persoane fizice, în mod deosebit dintre cei care au și invenții proprii. Iertați-mi lipsa de modestie, am și eu câteva invenții.
Aveți câteva evenimente. Da. Facem o paranteză. Care e cea mai spectaculoasă? Așa. Tot în domeniul energiei verzi. Tot în domeniul acesta. Așa. Urmează, două le-am depus la Budapesta pentru brevetare și urmează să mai depun restul la București, la Osim, pe parcurs, fiecare la timpul lor. Acum discutăm despre Evecom. Da. Această asociație va putea atrage fonduri importante prin care să fie puse la dispoziția membrilor lor. Se vor putea crea chiar unități economice profitabile, dar profitul va fi dirijat către membri. Deci asociația în sine este non-profit, dar dacă ea va desfășura activități economice profitabile și gândim că lucrul acesta este perfect posibil, așa mai ales că din 2014 până în 2020, pentru tipuri de asociații interprofesionale, cum este și interinstituționale, cum este Evecomul, vor fi sume importante alocate. Deci noi trebuie să gândim cu un pas înainte, să vedem în ce direcție vor fi acordate fonduri importante și cu facilități mai deosebite de către Uniunea Europeană, să ne orientăm înspre acel domeniu. Da, deci sunt șanse să se primească banii pe aceste... 100% nerambursabil pentru astfel de asociații. Pentru astfel de asociații. Aveți un număr de telefon afișat pe ecran, puteți să ne sunați, stimați spectatori, așteptăm telefoanele cu părerile dumneavoastră legate de energia verde, dacă v-ar tenta să vă instalați, nu știu, panouri solare sau să găsiți un alt fel de mod în care să vreți să deveniți independenți energetic, ce bine să nu mai ai facturi de plătit. Ce am vrut să mai adaug e reținerea nejustificată a celor care au pornit cu noi alături pentru a forma această asociație, întrucât a trebuit a doua oară să rezerv numele la Ministerul Justiției pentru asociație. Deci prima dată nu am reușit să adunăm suficienți membri pentru ca să îndeplinim cerința minimă pentru a ne înscrie la judecătorie. Trebuie minimum 10 entități juridice distincte să facă parte dintr-o astfel de asociație. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Pop Maria, sunt din Satu Mare. Totul e bine, la mulți ani, e bine și cu energia verde, e bine cu totul. Așa? Da. Da. V-ați gândit să vă... V-ați gândit și dumneavoastră ce bine ar fi să nu mai aveți facturi de plătit la electrică, la încălzire? Așa, să avem... vreau să vă spun altceva. Sunt de acord. Totul e să fie bine, dacă va fi bine. Problema noastră este că noi nu mai avem încredere. Nu cumva să fie. Cum au fost instalațiile de apă, de gaz, de alte... Vreau să vă spun că eu sunt proprietar singură femeie a unui apartament și de când s-au făcut instalații de apă și nu știu ce, am ajuns să mă zic. Deci în beciul meu, eu sunt proprietar. Am înțeles și nu mai aveți încredere în alt tip? Nu mai am încredere, da. Pentru că mi s-a încălcat dreptul de proprietate. Da, vă mulțumim, da, aveți, da. E interesant acest punct de vedere, vă mulțumim, deci înțelegeți ce spune doamna și există probabil în momentul în care, de exemplu, eu mă refer acum la persoane fizice, pentru că sătmărenii sunt interesați în primul rând de ei, ce ar putea să-și facă. Se gândesc, domnule, bun, îmi fac eu o instalație pe energie verde, dar iar îmi trebuie țevărai, iar îmi trebuie... Pentru cei care locuiesc la case merge acest sistem, dar pentru cei care locuiesc la bloc, categoric nu. La bloc, pentru că nu au unde să-și pună atâtea panouri încât să poată dobândi independență energetică. Și dacă atunci, și le pun pe tot blocul, de exemplu, așa, și beneficiază toți locatarii. Lucrul acesta la români, în condițiile în care individualismul predomină, este exclus. Nu va funcționa. Nu va funcționa. Că în orice scară de bloc se găsește unul care nu-i de acord. Sau da, care mai bine, așa cum a spus doamna care a dat telefon, mai bine își păstrează sistemul actual. Decât să aibă neplăceri cu vecinii, mai bine... Discuții, certuri... Sigur că da. Da.
Da, e păcat pentru că, din punct de vedere, să zic așa, practic, un bloc e o bună suprafață. Da, dar o problemă de educație și de spirit... Nu s-a încercat pe timpul lui Ceaușescu experimental? S-au încercat, sigur că da, dar atunci acele blocuri nu erau proprietari privați. Nu era asociație de proprietari, era asociație de chiriași, cum chiriași, ar veni. Sigur da. Că da, și atunci nu se mai punea problema ca să spună că acest panou este al meu și trebuie să-mi producă mie energie. Da. Ca atare, dreptul de proprietate acum asupra unui apartament înseamnă foarte puțin din totalul suprafeței. Știu că s-a încercat și pe timpul acela, au fost niște încercări și până la urmă de ce au fost... Și costurile sunt prea mari pentru ca unul singur să se angajeze la o astfel de investiție în cazul blocurilor. Da, unde este o casă și avem cel puțin șarpanta pe două direcții în... orientată înspre zona cu soare, sud-vest, atunci merită. Altfel nu merită. Deci trebuie să ținem cont și de orientarea șarpantei. Da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori, să vedem dacă 2014 ne va aduce energie mai ieftină, mai verde și mai ieftină, să zic așa. Să înțeleg, de cât timp aveți această asociație? De cât timp? Nu, asociația, să precizez, este în fază finală pentru a dobândi statutul, este înființat, deci noi ne-am constituit, ca să zic așa, non-formal și urmează să primim și de la judecătorie, speră într-un timp scurt, dreptul de a funcționa legal. Deci noi încă nu am... Nu aveți statut juridic... Autentificat. Am înțeles. Bun, și din momentul în care îl veți avea, care vor fi următorii pași? Veți încerca să atrageți, să înțeleg, persoane interesate de acest tip de energie? Nu, ne interesează să atragem fonduri ca să dezvoltăm, în primul rând, asociația. Fiecare persoană fizică care va dori, dacă are o idee inovativă sau are... intenția să realizeze o investiție, atunci se discută în colectivul de conducere al asociației. Deci nu ne orientăm în mod deosebit înspre persoane fizice private. Persoanele fizice private au soluțiile proprii pentru locuința lor și e altceva. Noi vrem, în primul rând, pentru instituții ale statului și pentru firmele care s-au înscris în asociație și care plătesc o anumită cotizație. Nu suntem o instituție propriu-zis de genul Caritas. Noi vrem să ducem mai departe ideea de a obține energie verde în folosul unei comunități la nivel global. Nu la nivel particular pentru X, Y sau Z. Da, deci asta înseamnă cartiere, exact, localități, chiar de ce nu asociații mai mari? Asociații mai mari pentru că costurile realizării unei investiții de acest gen sunt mari și atunci nu se poate decât lucrând efectiv în folosul unei comunități. Da, sunteți optimist din acest punct de vedere? O să credeți că o să reușiți sau o să întâmpinați acest conservatorism sau, mă rog, lipsa de încredere a... Practic, conservatorismul va trebui învins. Nu spun că nu va fi dificil, dar în final tot trebuie să ajungem la rezultatul scontat. În primul rând, pentru că din anul acesta vor fi fonduri consistente și noi gândim că vom reuși să accesăm. Cu atât mai mult cu cât asociații de acest gen în țară sunt foarte puține. Noi suntem, cred că, a treia. Două mai sunt, una în Banat și una în Dobrogea. Da, am înțeles. Bun, în Dobrogea oarecum de înțeles, pentru că acolo e zona cea mai, sigur, să zic, prietnică pentru energie. Și Banatul, dar, au și ei rezerve eoliene, deci sunt câteva parcuri eoliene puse în funcțiune și, în mod deosebit, panouri fotovoltaice, energia solară o folosesc din plin. Dar zis că aveți mai multe invenții în acest domeniu. Care sunt invențiile? Despre ele doresc să vorbesc în momentul când am pentru fiecare în parte brevetul de invenție. Ca atare, până când nu am brevetul de invenție, consider că tema nu trebuie abordată. Este firesc să am această reținere, întrucât
și între inventatori este concurență. Este concurență și vă fură careva ideea. Da, și... sigur că da. Am înțeles, dar sunt în curs de brevetare, să înțeleg, aceste brevetare, invenții, sigur. Deci sigur, în da. Câteva luni... Poate... Nu, nu, durează 4 ani, până 3-4 ani până să obțină un brevet de invenție. 3-4 ani, deci mai avem până o să... Da, și sunt niște costuri destul de consistente, care trebuie suportate până când vine brevetul de invenție. De când a început să vă preocupe acest tip de energie, energia verde? În urmă cu 3 ani am lucrat un timp la grupul de firme Eolis, un grup danezo-german, care a avut obiectul de activitate tocmai elaborarea de proiecte în domeniul energiei verzi. Și am coordonat colectivul de proiectanți. Deci de atunci ați prins, da, să zic așa, pasiune față. Pasiunea o aveam dinainte, atunci a fost momentul oarecum de familiarizare mai cu amănuntul. Da, cu cine mai colaborați aici la nivel de satul mare? Care sunt principalii oameni care... Din păcate, în acest domeniu, individualismul parcă este mai accentuat. Am încercat să capacitez în cadrul Evecomului firme și persoane care știu că au investiții importante în energia verde și respectivii nu au dat curs invitației. Foarte probabil că își protejează propria afacere și atunci au preferat să rămână pe cont propriu și nu prin asociație. Deși asociația înseamnă în ultimă instanță un aport în plus de finanțare pentru ca să-și atingă persoana juridică X, Y sau Z obiectivele. Pentru că s-ar putea ca afacerea proprie a persoanei X, Y, Z să meargă mai greoi, să aibă cheltuieli mari cu energia, ori asociația tocmai asta va face. Îi va pune la dispoziție mijloace ca să se mai reducă cel puțin din cheltuielile cu energia. Da, asta e foarte important, având în vedere că de energie are toată lumea nevoie, cheltuielile sau costurile sunt din ce în ce mai mari și bineînțeles că până la urmă oricine se gândește la o, fie asociație, fie întreprindere, fie instituție, fie persoană fizică sau fie chiar comunitate. E adevărat, avea o astfel de inițiativă înseamnă în primul rând puțin curaj, pentru că atâta timp cât nu ai experiența necesară, oricare dintre posibilii doritori vor avea rețineri. Deci până când nu li se demonstrează concret că iată, parcul fotovoltaic X a însemnat atâta ca investiție, ca valoare, și în atâta timp îi se amortizează investiția. Deci să aibă oamenii respectivi ferma convingere că le este rentabilă o afacere de acest gen, dacă vorbim de afacere, da? Așa. Ea poate fi rentabilizată prin optimizarea costurilor în perioada de realizare a ei. Aici să fac o paranteză. Am înțeles că totuși costurile sunt destul de mari pentru un parc fotovoltaic. Un parc fotovoltaic, de exemplu, se ridică în jur de 1.100.000 de euro pe un megawatt putere instalată. Da, acesta pe care îl avem noi a costat, nu știu, câteva milioane bune de... Păi e realizarea unui corean. Parcă, da, nu, din afară. Da, cineva din afară. Nu. Așa, și dacă e de 40 de megawatt, înseamnă că s-a aprobat undeva la 40 de milioane, 40 de milioane de euro. De euro. Da, e într-adevăr o investiție serioasă. Foarte mare. Eu nu mă erigez în investitor, ci doar în proiectant. Deci pentru mine scopul este ca să fac proiecte de acest gen și să aduc mai multe fonduri nerambursabile în județ. Deci să înțeleg că prin Evecom, cei care doresc să investească, ne referim acum la investitori, în aceste parcuri fotovoltaice, în altfel de tipuri de surse de energie verde, pot să apeleze și... Să le facem proiecte de finanțare. Să le faceți proiecte pentru a atrage fonduri. Sigur. Scopul este să aducem cât mai mulți bani de la Uniunea Europeană în județ. Se aducem pentru comunitatea locală, prin consiliile locale sau pentru firmele private.
acestor două tipuri de entități le este adresată invitația Evecom. Și revenind tot la energia verde și, mă rog, eco, credeți că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat s-ar putea face, optimiza și someșul pentru a produce hidroenergie? S-ar putea optimiza categoric, doar că trebuie de văzut numai pe porțiuni unde nu avem de-a face cu limitări ale folosinței actuale sau nu avem... Mă refer în zonele unde este ca sursă de apă pentru comunități sau nu deranjăm ecosistemul biotic. Tot ce înseamnă viețuitoare trebuie în continuare să-și aibă habitatul, propriu nederanjat. Ca atare, sistemul pe care l-ar putea agrea un investitor și să fie realizat, trebuie să țină cont de acest aspect de mediu, protecția. Dar teoretic, la nivel teoretic cel puțin s-ar putea. La nivel teoretic s-ar putea, având în vedere debitul mare de apă, asta înseamnă forță cinetică de împingere și nu avem diferență de nivel pentru că se vede cursul extrem de lin și noi suntem în zona de șes. Dacă am fi în zona de deal sau munte, atunci sigur că lucrurile s-ar schimba, ar fi lua cu tot și cu totul un alt aspect, mai potrivit pentru investiții în energia. De exemplu, să zic, ar fi un mare avantaj să folosim energia someșului sau, mă rog, capacitatea de a crea energie pentru iluminatul public. Pur și simplu să nu se mai plătească iluminatul public. Pentru iluminatul public este o soluție mai simplă, cu panouri fotovoltaice și LED-uri. Deci există deja sisteme. Da, am văzut că sunt și anumite experimente pe bază de LED-uri deja sunt omologate procedeile și absolut rentabile. Într-un timp scurt se amortizează o astfel de investiție. Pentru că, iată, exact problema în care o spuneați dumneavoastră. Bun, creezi energie, dar dacă n-ai găsit într-un mod eficient și să o dai, n-ai ce face cu ea, nu o poți stoca. Deci, de aceea, creând această energie pentru o comunitate, trebuie să o dai cumva înapoi tot comunității. Sistemul energetic național are în momentul de față dificultăți în a absorbi energia produsă. A prelua. Pentru că nu a fost de la început prevăzut atunci când s-a proiectat sistemul la nivel național un astfel de stadiu în care se obțină atâta energie verde, cât se produce acum, de exemplu, din parcurile eoliene. Mai mult decât atât, Transilvania, de exemplu, are un mare neajuns. Bucla nordică de la Gădălin, Cluj până la Suceava nu este închisă, cum s-ar spune. Asta ce înseamnă? Că nu avem linia de 400 de kilovolți realizată de la Suceava până la Cluj. Deci până la Cluj există linie și de la Cluj până la Suceava nu mai există. Deci dacă ar fi să se producă energie în continuare în zona noastră, trebuie întâi să așteptăm ca această buclă nordică să se închidă, adică să se realizeze linia de 400 de kilovolți între Gădălin și Suceava, care înseamnă costuri mari. ISPE-ul proiectează această linie, urmează să fie canalizate fonduri în acest sens, care vor fi destul de mari. S-au prevăzut deja primi bani pentru a se începe o astfel de investiție care înseamnă efort național consistent, iar în perspectivă și centrala pe cogenerare, care este una prevăzută mare, o centrală cogenerare la Jucu, lângă Cluj, nici aceea nu poate funcționa deocamdată pentru că nu are încă unde să livreze energia produsă. Asta e deocamdată problema. Deocamdată. Că nu există această posibilitate de a prelua sistemul energetic
această energie și atunci ori să fie... Pentru comunitățile locale unde avem de-a face cu un consum mai mic, acolo merită făcute sisteme locale care să asigură necesarul cât trebuie pentru acea pentru localitate. Exact. Atât. Și acea localitate a devenit independentă energetic. Să vă dau un exemplu. Aprig, în județul Brașov. Inițiativa lor merge până acolo încât... toate blocurile de locuințe sunt încălzite cu energie regenerabilă. Au și biomasă, deci centrale pe cogenerare, au prevăzut și panouri fotovoltaice să obțină energie din sursă solară și mai nou vor și o centrală prin pompaj, sistemul de care v-am spus eu. Chiar dacă va fi una de putere mică, undeva la 100 de kW, pentru că atât le mai lipsește. Și Abrigul va fi în perspectivă primul oraș din țară independent energetic. Deci dacă se poate în alte părți, cred că ar trebui să luăm un astfel de exemplu și să milităm pentru a realiza și corect. Cine nu-și dorește atât ca și comunitate cât și ca și persoană fizică să devină independent energetic? Stimați telespectatori, încă o dată la mulți ani tuturor milionilor. Îi mulțumim domnului Ioan Vlad că a fost alături de noi chiar de ziua dânsului, de onomastica dânsului. Din păcate, emisiunea noastră e pe final, dar îl mai așteptăm în studio atât cât de repede și cu brevetarea invențiilor, dar și pentru a mai discuta despre EVCOM și despre faptul cum putem crea aceste surse de energie verzi și la noi, la satul mare. Mulțumesc și eu pentru invitație, toate bune și să auzim că energia verde a luat avânt și în județul nostru, mai mult decât până acum. Corect. Stimați spectatori, nu uitați cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV la ora 20, le puteți vedea. Știri interesante veți vedea și astăzi, ca de obicei. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Veselie pentru cei care sărbătoresc și multă, multă sănătate pentru toți telespectatorii noștri din toate județele de unde suntem urmăriți. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Ăștia hoți, mama